Omul trebuie să se căsătorească într-un anumit moment al vieții atins la vârste diferite de fiecare. Marea problemă este dacă la 26 de ani se poate administra taina Sfintei Cununii cu punerea cununiilor pe cap. Asta e marea problemă. Dacă ți se pun cununiile pe cap sau nu. Dacă ți se pun, atunci este minunat. Dacă nu ți se pun, este foarte complicat. Fiecare să se cunoască pe sine, să se studieze și mai ales să se roage. Să zic așa, Doamne, învârte-le tu cum vrei în folosul meu." Și face 40 de zile de acatist, iar după aceea iar se roagă și zice, Doamne, nu cum vreau eu, ci cum vrei tu, ci cum crezi tu, care vezi în perspectivă, întrucât eu nu reușesc să văd decât până la nas." Și atunci tu echilibrează și te trezești după aceea cu un mic semn, dar trebuie să-l sesizați și să-l acceptați. Cu un mic semn. Din căruța de flori pe care ți-a tot cărat-o câte unul de-a lungul vremii, acum brusc nu ți-a mai adus flori? Ba, am mai zis și vreo două în public. Nu știu pe ce linie te-a mai tras, te-a mai încadrat și în nu știu ce categorie, iar tu faci ochii mari și nu-l mai recunoști. Dacă ai dat acum glas conștiinței tale pe de o parte și dacă dai importanță gestului, atunci te-ai lămurit. Pentru că o calitate pe care o ai înainte de căsătorie se diminuează după căsătorie de 10.000 de ori, iar un defect pe care l ai înainte de căsătorie se amplifică de 10.000 de ori. Așa că nu se admite niciun compromis. Bineînțeles că nu există un perfect și atunci trebuie să vedem care defecte sunt suportabile pentru noi. Suport eu să fumeze? Nu suport. Dar să drăcuie? Nu. Suport eu să nu gătească mâncare? Da, suport. Eu știu să fac mâncare. Îmi iau o soție care ia puțin îi pasă de mâncare. De ce? Pentru că suport. Bine? Suport eu ca el să n-aibă studiile mele? Da, suport. Nu mă interesează asta sau nu suport. Păi cum eu să ies în lume cu el, el cu școală profesională și eu cu licență? Nu, nu se poate. Dar dacă suporți, se poate. Și tot așa, ce câștigi aici, pierzi dincolo. Ce găsești extraordinar la o fată, nu găsești la cealaltă. Se poate prelungi situația și te trezești că te încadrezi în vârsta în care canoanele opresc să se mai săvârșească căsătoria. Apoi poți să scrii o carte ca să învețe și alții din lunga mea gândire.